A adus doamnei Secăreanu la cunoștință faptul că este parte incriminată în acest caz. Este o parte din dosarul care se instrumentează. E un dosar complex. Deocamdată este o fază premergătoare. Deci, abia ni s-a adus la cunoștință pătrunsul dosarului. Deci, noi, în momentul de față, nu vă putem spune nimic concret. De ce este acuzată, doamna? Care este infracțiunea? Nu este acuzată de nimic, deocamdată, doamna Secăreanu. Ni s-a adus la cunoștință. Informațiilor pe care le vom avea și le vom transmite. Am comunicat de astfel. E regulată Vă simțiți responsabilă de moartea lui Ionuț? Pentru că nu aveți dreptate. Ce e sufletul acelor părinți? Permiteți, doamne Secăreanu, să ajungă la mașină și vă rog, nu mă împingeți, pentru că nu este normal ceea ce faceți. Vă rog, vă rog, vă rog. Nu, e ca vă rog să vă rog să primăria sectorului 2, ca doamna primăria sectorului 2. Vă rog, puteți să dormiți noaptea, doamna Secăreanu? Îmi permiteți și mie, vă rog, să ajung la mașină? Vă mulțumesc, Bun, am văzut imagini în direct de la parchet, o vedem pe Carmen Secăreanu, care este directoarea ONG-ului Kaleidoscop. Vă reamintesc că acest ONG, prin Lavinia Mirela Nica, a adoptat unul dintre câinii care l-au omorât pe copilul Ionuț Anghel în vârstă de 4 ani. Apoi